Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Este frumos, spune psalmistul, și se cuvine să lăudăm numele Domnului. Prin ajutorul său de astăzi începem o altă tematică de studiu biblic, intitulată Lecții din perioada post-exilică. Vom privi împreună la evreii care s-au întors în țară după decretul de eliberare emis de împăratul Cir. Istoric vorbind, e perioada de după 539 înaintea noastră și până aproximativ cel târziu în 430 înaintea noastră, deci o istorie de 100 și ceva de ani, cuprinsă în scripturi, în cărțile Ezra, Nemia, Hagai, Zaharia și Maleahi. Cartea Estera a fost scrisă tot cu privire la aceeași perioadă, dar ea are în vedere evrei rămași încă în teritoriul Imperiului Medo-Persan. Această perioadă este foarte importantă pentru noi, în sensul că putem să învățăm ce se întâmplă cu oamenii care au harul să se întoarcă la Domnul, care pot să vină la adunare, să se închine, care nu ca mai înainte de exil, când era un stat stabil, un regat, ci în situații marcate de anumite inconveniente. Erau supuși unui imperiu. Mai multe situații în care noi ne putem compara cu ei, ne asemănăm, perioadele pot fi similare. Vom vedea lucruri bune, mai puțin bune, oameni dăruiți, oameni lipsiți de evlavie. De aceea vă îndemn să fim cu luarea minte la aceste lecții și să putem învăța cele necesare, pentru că, așa cum știți, toată Scriptura este de folos ca să ne învețe și noi să devenim desăvârșiți și să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Să ne oprim așadar la evreii reveniți în țară, după ce au fost deportați prin asirieni, prin babilonieni. Unii dintre ei au avut dorința să reconstruiască locașul de închinare, să revină în locurile natale. Aceștia care s-au întors acasă au avut în vedere promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut protopărinților lor, Avram, Isaac și Iacov. Să ne amintim de ce deschise în Psalmul 137, la perioada exilului din Babilon și la diferența de a sluji Domnului pe un pământ străin sau în țara lor. Pe malul râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Noi vom vorbi despre oameni care au avut ocazia să se întoarcă în Sion. În sălcile, ținutul acela, ne atârnasem harfele, căci acolo brăitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de istoricia ei, să mi se lipească limba de cirul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Aceste cuvinte ne pot face să înțelegem cât își doreau evreii că să se întoarcă în țara lor. Acest har, această ocazie, au avut-o prin decretul lui Cir, despre care vă citesc din a doua carte a Cronicilor, capitolul 36. Citim de la versetul 22. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? E o întrebare.
Domnul Dumnezeului să fie cu el și să plece. Decretul acesta de repatriere a însemnat foarte mult pentru evrei. În mod deosebit pentru evrei, care, așa cum am citit din psalmi, își doreau să se întoarcă în Sion. Dar știți câți dintre evrei s-au întors? Abia în jur de 40.000. Nu mai mulți. În cartea Neemia, capitolul 9, citim de la versetul 6, despre felul în care gândeau cei ce s-au întors. Aici sunt cuvinte din rugăciunea lui Neemia. Cuvinte scrise în cartea Neemia, dar rostite aici de către leviți care au zis: Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile celor și toată oștirea lor și pământul și tot ce este pe el, mările și tot ce cuprinde ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea celor se închide înaintea Ta. Tu, Doamne Dumnezeu, l-ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur, din Haldea și i-ai pus numele Avram. Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el și ai făgăduit că vei da seminție lui țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, ebusiților și girgasiților și ți-ai ținut cuvântul căci ești drept. Deci evreii știau că există o fermă promisiune divină. Să observăm așadar în această primă lecție câteva lucrări efectuate la vremea lor. Din toată această perioadă, lucrări efectuate la vremea lor. Aceasta pentru că vom vedea în lecția următoare lucrări întârziate. Sunt lucrări care pot fi făcute la vreme și altele a căror moment potrivit poate fi ratat. Prima lucrare la vreme e cea despre care deja am citit și voi reciti în Ezra capitolul 1, decretul de repatriere a evreilor, asociat cu dreptul de rezidire a templului de la Ierusalim în vederea lor închinării înaintea Domnului Dumnezeu cerurilor. Împăratul a dat decretul la vreme, la împlinirea celor 70 de ani, dar evreii au înțeles vremea? Abia câțiva zeci de mii au fost receptivi la porunca dată de împărat. De fapt, i-ar fi trebuit să fie atenți la profeția dată de Domnul prin Ieremia și să înțeleagă că este vremea să se întoarcă în țară. Știți că în vremea lui Ieremia erau proroși care spuneau: în 2 ani Domnul rupe jugul împăratului Babilonului și vă voi putea întoarce. Și Domnul a zis: nu, vor trece 70. Dar nu toți evreii au înțeles vremea potrivită pentru reîntoarcerea în țară și reconstrucția Ierusalimului. Nu toți oamenii înțeleg momentul în care Dumnezeu îi cheamă din lume. Unii sunt lăsați în robia păcatului. Și Dumnezeu se îndură, rostește o hotărâre, o chemare, fericit de cei ce iau aminte și se întorc la vreme potrivită. Iată ce citim în Ezra 1, de la versetul 1. Cel din tâia lui Ana lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir, care în versetul 2 este scris că a zis: Domnul Dumnezeu cerul mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este în poporul lui? Dumnezeu lui să fie cu el, să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeu lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Ce cuvinte! Puteau să înțeleagă toți evreii că e vremea să se întoarcă în țară, dar n-au înțeles. Totul a pornit de la o vorbă spusă la vreme potrivită, că Dumnezeu a lucrat la inima împăratului. Și în capitolul 2 este scris aici: iată oameni din țară care s-au întors din robie.
și strecoți cu numele. Dumnezeu îi știa și pe cei ce nu s-au întors. Însă doar aceștia, scrie în versetul 4, toată adunarea era de 42.360 de inși. Știți că din Egipt au ieșit mult mai mulți. După sute de ani, din robia asiriană și babiloniană, s-au întors în țară doar aceștia. Să înțelegem așadar lucrurile care trebuie făcute la vremea lor. Pentru că o vorbă spusă la vreme trebuie înțeleasă la vreme, o lucrare poruncită la vreme trebuie efectuată la timp optim, altfel am ratat. O a doua lucrare din acea perioadă făcută la vremea ei. Citim în cartea Ezra, la capitolul 3, de la versetul 1. Adunările la locul național de închinare, după orarul și programul sărbătorilor. Evreii reveniseră în țară, dar Dumnezeu rânduise un calendar peste an în care ei să vină să se închine. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor, atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. La vreme. Versetul 3. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut teamă de popoarele țării și au dus ardere tot, Domnului ardere de tot de dimineață și de seară. Au prăznuit sărbătoarea cortelor, cum este scris, au zis zi de zi ardere de tot după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au dus ardere de tot necurmată, ardere de tot pentru fiecare lună nouă, pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare ca darul de bună voie Domnului. Din cea din tâi zi a lunii a șaptea au început să aducă Domnului ardere de tot. Observați cum notează Cartea Sfântă activitatea lor la vreme. Era jertfa care trebuia adusă dimineața, alta seară, alta într-o anumită zi a lunii. Fiecare sărbătoare avea un anumit număr de jertfe și fiecare animal jertfit avea la rândul lui anexa de făină, de vin și de un de lemn. Și evreii aceștia au înțeles că lucrările sfinte trebuie făcute la vremea lor. Asta înseamnă pentru noi, știm noi când este ceasul rugăciunii? Respectăm noi orarul adunării? Orarul de închinare de acasă, jertfa de dimineață și de seară? Aceste ocazii au fost folosite de o parte din evrei, după ce li s-a oferit libertatea de practicare a religiei lor. Au fost oameni care n-au avut adunare. Mulți care n-au avut posibilitatea să se închine. Dar cine are posibilitatea aceasta, ferice de el dacă înțelege, cum este scris în Noul Testament, evrei zice cu 25, să nu părăsim adunarea noastră sărbătoare cum au unii obicei. A te ruga la vreme, a veni la adunare, acestea sunt obiceiuri sfinte și ferice de cei ce se încadrează și nu ratează aceste momente speciale. Cei care pot să spună ca David, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Tot din aceeași perioadă citim din Nehemia, capitolul 8, despre adunări efectuate potrivit orarului. Când a venit luna a șaptea, de vorba de alt an, mai târziu, copiii Israel erau în cetățile lor, atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise. Potrivit istoricilor, aceste evenimente au fost după anul 457, când Ezra a venit la Ierusalim. Cele de care am citit înainte s-au consumat cu 10 de ani mai înainte. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. În mod deosebit, în anul al șaptelea, anul iertării, anul de sabat pentru pământ, trebuia citită legea în auzul poporului.
Ezra a citit în carte dimineața până la amiaz. Versetul 9, dregătorul Nemia și preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor, ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă bociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Citim și de la versetul 14, au găsit scris în legea că Domnul poruncise prin Moise că fiul Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii din luna a șaptea și au făcut exact cum le cerea legea. Ezra a fost omul folosit de Dumnezeu în mod deosebit pentru restabilirea orarului sfânt, pentru că evreii în Babilon n-au avut templu. Cine a vrut să se închine ca Daniel a putut să se închine de trei ori pe zi, dar ceilalți? Și aici a avut din nou ocazia, în mod colectiv, și odată cu așezarea preoților și leviților în slujbele lor, să aducă întreg programul de cult potrivit legii date de Domnul prin Moise. Frați și surori, avem și noi libertate. Am putea spune că situația noastră în România se compară cu a lor după Revoluție. Fără restricții, așa-i? Ne-am putut aduna de 20 de ani. Am făcut-o cu bucurie? Am făcut-o la vreme? Sau poate am ratat momente de cina Domnului, de zile de post, de seri de rugăciune? Evident că sunt situații în care este o mamă, copii, cineva bolnav la servicii, nu se discută asupra acestor aspecte obiective. E vorba doar dacă atunci când puteam, am ratat ocazii sfinte și n-am participat la lucrări care s-au efectuat la vremea lor. O altă lucrare făcută la vremea ei. Darurile necesare reconstruirii templului și întreținerii slujbelor sfinte. Oferte la vreme, la nevoie, ale evreilor și, interesant, și ale neevreilor, începând cu casa împăratului. Pentru că slujbe nu puteau fi realizate fără ofrandele poporului. Să citim în Ezra capitolul 1, versetul 4. Cuvinte din decretul împăratului. Oriunde locuiesc rămășiții din poporul Domnului, oamenii din locul acela se le dea argint, aur, avere și vite. Pe lângă darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Versetul 7. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Daruri făcute la vreme. Degeaba s-ar fi adunat dacă n-aveau darurile, dacă n-aveau uneltele, obiectele de cult. Capitolul 6 de la versetul 8. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuieli luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucru. Dacă nu sunt daruri, lucrarea nu poate să continue. Lucrurile trebuincioase pentru ardere tot ale Dumnezeului celor viței, berbeșii, miei, griu, sare, vin și unde lemn să li se dea la cererea preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului celor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Păgânii au contribuit și împăratul a spus să nu fie vreo lipsă, pentru că Dumnezeu le avea în vedere pe toate. Citim și din capitolul 7 de la versetul 14, unde împăratul îi spune lui Ezra, tu ești trimis de împăratul și de cei sfertici ai lui să cercetezi în Iuda la Ierusalim după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale. Și, pe lângă partea spirituală, era și partea materială cu care împăratul a ofertat lucrarea. Și să duce argintul și aur pe care împăratul și sfetnicii lui l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeul lui Israel, la cărui locuință este la Ierusalim. Tot argintul și aurul pe care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului și darul de bunăvoie făcute de popor și preos pentru casa Dumnezeului la Ierusalim. Ca urmare,
Vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile de mâncare și jertfele de băutură și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Cu celălalt argint și aur să faceți ce veți crede cuvință, tu și frații tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. Iată cum Dumnezeu a avut în vedere și aceste probleme de ordin material. Pentru că, repet, slujbele nu se puteau face fără aceste daruri. Revenind la noi, ne aducem contribuția la vreme potrivită? Nu e suficient să venim la adunare. E suficient să și dăruim pentru lucrarea Domnului. Nu e suficient să ne rugăm pentru evanghelizarea lumii. Trebuie și să contribuim financiar la aceasta. Aici avem experiența editării revistei Betel și Dragoste pentru Adevăr de peste 10 ani. Și Dumnezeu ne-a dat harul ca niciodată să nu întârziem cu plata la tipografie. Pentru că întotdeauna au fost oameni care au dăruit la vreme. Toată lucrarea aceasta s-a făcut, cum se știe, de către toți cei implicați, numai prin voluntari. Niciodată Dumnezeu n-a spus cuiva să se ceară ceva. Când s-a construit templul, au fost voluntari, mă refer la, mai întâi la cortul din pustie, la templu de asemenea, la reconstruire de asemenea, au fost oameni care au înțeles, acum e vremea să dăm ceva. Eu aici am avut o experiență deosebită, în urmă cu vreo 7 ani, când am mărit tirajul la revistă, era o noapte de 31 decembrie spre 1 ianuarie, și am spus, Doamne, vom putea să facem față și anul ăsta la un tiraj mai mare? Și am spus, dă-mi un semn de încredințare, fă ca în seara asta să vină cineva să facă o donație, oricât de mic. Asta va fi pentru mine dovada că ai semnat actul adițional și lucrarea să se face prin voia ta. Și la ora aceea, era 12 și jumătate și sora aceea o văd aici. A venit și a zis, frate Iosif, la cine pot să donez? Am 50 de euro pentru reviste. Am spus, sora, las că-i dai mâine, numai Dumnezeu vreau să-mi spună că de la primul ceas din an aprobă lucrarea. Dumnezeu este credincios. Depinde dacă noi înțelegem aportul material adus la vreme. Parmise în urmă cu vreun an, a povestit un frate din Noara Mureș aici de la Ambon, că Domnul a vorbit unui frate să ducă ceva la o femeie vădăvă, dar el a întârziat o săptămână, deși avea ocazia să se ducă în primul weekend. S-a dus abia în weekendul următor și sora aceea a spus, mulțumesc, a venit un alt frate cu o săptămână în urmă și mi-a dat cele necesare și a rămas și la noi la adunare. Și el întreabă, și ce a predicat? Despre unii veniți prea târziu. Și sora nici n-a vrut să-mi mai primească dar, a zis, a, îmi duc frate la altcineva. Numai că acum lui lipsea visul pentru o altă adresă. Că n-a înțeles că și o dărnicie trebuie făcută la vremea ei. Atunci are valoarea potrivită. Citim și din Neemia, capitolul 12, pentru a vedea felul în care s-au putut organiza dacă au fost daruri necesare. 12:44, în ziua aceea s-au rânduit oamenii care se pregătesc asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare și lintiroade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele din ținutul cetăților părțile hotărâte de lege preoților și leviților, căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor, cântăreții și ușierii își împlineau și ei slujbele după rânduia lui David și a fiului său Solomon, căci odinioară pe vremea lui David și a lui Asaf erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Tot Israelul, atenție, a dat pe vremea lui Zorobabel și Nemia părțile cuvenite cântăreților și ușurierilor zi de zi, au dat leviților lucrurile sfinte, iar leviții au dat firul lui Aron lucrurile sfințite cuvenite lor. Daruri efectuate la vremea lor. Și încă o lucrare efectuată la vremea ei, planul de rezidire a cetății Ierusalimului și realizarea lui în condițiile existenței unei aprobări legale, dar a unor împotriviri puternice din partea dușmanilor poporului evreu. Știți că Nemia s-a rugat, a înțeles că este momentul să fie rezidit Ierusalimul. A primit aprobare de la împărat
și în pofida împotrivirilor, lucrarea s-a efectuat într-un timp record. Să citim din cartea Nemia, capitolul 2, de la versetul 11. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă ca să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care călăream. A inspectat noaptea cetatea. Apoi, scriem la versetul 16, dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea norocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile lui sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis, să ne sculăm și să zidim. Cu alte cuvinte, acum este momentul. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Citesc apoi din capitolul 4, de la versetul 13, ca să observăm puțin cum s-au efectuat lucrările. Datorită piedicilor, scria Nemia, am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat cu toți cu săbile, suliții și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorul și celorlalți popor, dregătorilor care le vorbise inițial, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte, Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toți la zid, fiecare la lucrarea lui, că trebuia lucrarea făcută la vreme. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliții, cu scuturi, cu arcuri, cu platoși. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță, stătea lângă mine. Versetul 21. Așa făceam lucrarea. Jumătate noi stând cu sulița în mână, din zorii zilei până la ivirea stelor. Dar lucrarea se făcea și s-a făcut la vreme. Întoarcem pagina, capitolul 6, versetele 15 și 16. Zidul a fost isprăvit. În a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile, când au zis toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele de prin prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Au înțeles că a fost vreme. Și puțin peste 7 săptămâni au terminat totul. Dacă nu făceau atunci, dacă nu se grăbeau, nu știu cum mai puteau să își refacă cetate. Așadar să înțelegem că o împotrivire oarecare nu înseamnă neapărat că nu-i vremea. Mi-am amintit că am locuit câțiva ani într-o casă pe chirie. Și datorită necesităților începuseră să vină mai mulți copii, ne-am fi dorit altceva, dar aceea era situația. A trecut un proc prin casa noastră să se ascultă familie. Domnul a rânduit pentru voi să vă mutați din locul acesta. Și drept dovadă că-i vremea, cineva dintre ei voștri va fi împotrivă. Și așa s-a întâmplat că o doctoriță pediatră s-a împrietenit cu noi, că unul dintre copii fusese mai bolnav. Ea a plecat din țară și ne-a rugat să locuim în casa ei, mult mai mare, mai la centru, condiții mai bune. Și când noi ne gândeam să ne mutăm, să nu ne mutăm, va fi ceva mai de durată, a venit careva dintre rude din mai apropiate și a spus să nu vă duceți. Și ne-am amintit amândoi că acesta a fost semnul și am plecat și bine a fost. A fost o mutare la vreme. Dacă nu ne mutam noi atunci, poate ruga pe altcineva să locuiască în casa ei. Unde am stat până atunci plăteam o chirie, unde ne-am dus nu mai plăteam chirie. E foarte important să înțelegem când trebuie făcut un pas, o lucrare. Așadar, să recapitulăm.
Decretul de eliberare a fost la vremea profețită și unii au beneficiat de el. Slujbele sfinte aveau orarul lor și unii l-au înțeles și s-au dus să închine. Darurile erau necesitate și trebuiau făcute la vremea ei. Și unii au dăruit cu bucurie, la momentul potrivit. Și nu doar în lucrurile spirituale există o vreme, și pentru cele pământești, ca zidurile, există o vreme. Și fericiți de cei ce prind momentul și fac lucrarea la vremea potrivită. Vreau să ne oprim acum la câteva observații asupra acestor lucrări și să înțelegem câteva principii de care să ținem cont pentru a nu rata lucrările care Dumnezeu le are în planul Lui și la care vrea să ne facă partași. Un prim principiu. Numai evreii a căror Duh l-a trezit Dumnezeu și peste care era mâna cea bună a Lui pentru a le pregăti inima, au participat la întoarcerile ocazionate de decretele imperiale, că au fost mai multe. Și ele o intervenție a lui Dumnezeu care era favorabil refacerii țării. Să citim aceste versete. Ezra 1 cu 5. Și vom vedea de ce nu s-au întors toți evreii. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții și anume, toți aceia căror Duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Nu toți. Numai cei ce au fost sensibili la glasul Duhului Sfânt. Ezra, capitolul 7, versetele 27 și 28. În aceeași idee. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului Ierusalim și a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor lui și a tuturor căpetenilor puternice ale lui. Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpetenile lui Israel ca să plece cu mine. Dar interesant, Dumnezeu să pregătească inima împăratului și să nu poată pregăti la toți evreii? Da, nu tot ce coboară din Israel este Israel. Numai unii au înțeles vremea potrivită. Aceeași pagină 8 cu 18. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeu nostru era peste noi, ne-au dus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui, număr de 18. Din nou, deci e vorba de cei ce s-au întors cu Ezra. Asta la câțiva zeci de ani mai târziu, de cei ce s-au întors cu Zorobabel și Iosua. A fructifica vremea, clipa potrivită, este un har de la Domnul, dar care poate fi făcut zadarnic printr-o inimă împietrită. Decretul poate fi dat, chemarea poate fi făcută și oamenii pot să o rateze. Citim și din profetul Zaharia, care a fost contemporan cu Zorobabel și Iosua, Zaharia 1 de la versetul 7. De aici înțelegem că Dumnezeu era favorabil reconstruirii, refacerii țării. În a 24-a zi a lunii 11, care este luna Șebat, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiului Berechia, fiului Ido, astfel. Și din acest mesaj, eu vă citesc doar de la versetul 12. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetății lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Versetul 14. Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: strigă și zi, așa vorbea și Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Versetul 16. Mă întorc cu îndurare către Ierusalim, casa mea va fi zidită din nou, funea de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Dumnezeu era interesat și a mișcat inima oamenilor, dar n-a putut-o mișca la toți. Nu toți au fost sensibili.
Evreii nu s-au întors din propria lor inițiativă, deși își doreau aceasta. A fost un anume moment dictat de hotărârea divină, de planul divin. Și fericii de cei ce au putut să înțeleagă momentul acela. Citim, generalizând ideea, din Evrei, capitolul 3 și 4 din Noul Testament, 3 cu 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, aici se referă la chemarea care au evreii și în zi de azi. Și puțin sunt receptivi, mai la urmă vor fi receptivi mai mulți. Și numai cei ce prind acest mesaj al Duhului au parte de har. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Vă să zic că se poate să auzi glasul lui, să-ți împietriști inima. Și se încheie capitolul 3 cu cuvintele, versetul 19. Vedem, dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Nu crezi? N-ai parte. 4 cu 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, în adunarea Domnului, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, că și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, și pentru evrei întoarcerea în țară era o veste bună, dar cuvântul care le-a fost propăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Sunt lucrări de care n-ai parte numai dacă crezi. Domnul a vorbit odată unui frate să meargă într-o misiune. Era vremea când benzina era la cartelă și a spus: Doamne, oricum nu mă pot duce că n-am combustibil. Și Domnul i-a spus: acum te duci, dar cum să plec fără combustibil? Du-te la Peco, dar mi-am consumat porția pe luna asta, du-te la Peco. S-a dus și a spus următoare: vreau benzină, dar nu am tichet. Și i-a zis: oricum mi-a zis că mă dă afară, hai să-ți fac plinul. Păi a plecat și a spus: auzi, dacă mergeam pe ce de afară, până mă cunoșteam eu cu noua vânzătoare, oricum n-aș fi vrut să își facă probleme de la început. E important să prinzi momentul. Povestea un frate din Zacarpatia, aici în nordul Maramureșului, era vremea Uniunii Sovietice și a fost în vizită în Ciehoslovacia și cineva i-a dat un geamantan de Biblie. A spus: să-l duci. Cum să-l duc? Că-l duc ăsta în Siberia ajung. Fratele respectiv era baptist. Și Domnul a vorbit pentru o soră care avea descoperiri. Domnul mi-a spus că vei trece tot geamantanul și nu vei avea probleme. Acum el, nefiind obișnuit cu astfel de mesaje, s-a îndoit. Dar sora, înainte de a pleca, a venit din nou la casa unde era el împreună cu soția cazat și i-a spus: să duci geamantanul. L-a dus. L-a pus între 6 geamantane și le aveau împreună cu soția și au zis ei: numai să nu cădem la doamna asta de la vamă, că e cea mai rea la control. Exact la aia au căzut. Și vine ea, spune: primul geamantan deschis, al doilea, al treilea, al cincilea. A fost singurul geamantan care nu l-a controlat. Pentru că e foarte important să prinzi călăuzirea. Acum te duci, acum e undă verde, acum se poate face lucrare. Duhul lui Dumnezeu realizează lucrarea aceasta în mintea noastră, dacă nu ne împotrivim. Dacă ne împotrivim, lucrarea trece, se consumă și noi am ratat-o. Un alt principiu. Fiecare generație are vremea ei și lucrările rânduite, care, așa cum am spus, se pot realiza sau nu la vremea lor. Dumnezeu are pentru fiecare generație o anumită lucrare păstrată. Am amintit deja că a fost o generație în care s-a dat decretul de întoarcere, prin cir. Dar a rămas unii în țară. Și acolo au murit. Dintre copiii lor, a auzit din nou chemarea de întoarcere în țară, pe vremea lui Ezra, pe vremea împăratului Tarsese. Și unii au prins ca și copii ceea ce n-au înțeles părinții lor. Citim din cartea Ezra, capitolul 7, versetul 7. Mulți din copiii lui Israel, din preoți și leviți, din cântăreți, din ușieri și din slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim în al 7-lea an al împăratului Artaxerxes. Ăsta e 457, înaintea noastră. Dar de unde au mai fost mulți să vină? Că mulți veniseră
raportat din câți mai rămăseseră ei ca popor. Că acești preoți care erau încă în Imperiu și au venit acum, părinților lor au fost tot preoți, nu? Dar părinților, toți preoți sau leviți fiind, n-au avut inima mișcată de Domnul în timpul întoarcerii sub Zorobabel. Însă au avut-o copiilor. Și s-au întors acum și ei la Ierusalim. Citesc și versetul 13. Sunt cuvintele împăratului care a zis, am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoși și din leviți, care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Cine a vrut? Și nici acum n-au plecat toți. Cu siguranță că au mai rămas. Cei ce au vrut, cei ce au fost cercetați și au înțeles aceasta. Și în capitolul 8 sunt prezentați cei ce au plecat, a căror inimă putem spune că a mișcat-o Domnului. Domnul. Versetul 20, între slujitorii templului, căpetenii, care se puseseră în slujba leviților, 200 sunt enumerați, numiți pe nume, acolo rău la Hava am vestit un post de smerire, ca să cerem de la Domnul o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ceea ce era al nostru. Și s-au dus la Ierusalim. Să ne amintim de ce scrie în Cartea Judecători, unde scrie în capitolul 2 cu 10 că s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. Și cu neamul următor n-avea Dumnezeu nimic de lucru? Ba da, scrie în capitolul 3, Dumnezeu vrea ca fiecare neam de oameni să învețe războiul. Căci Dumnezeu are pentru fiecare generație o chemare, o lucrare. De exemplu, părinții au înțeles și au construit locașul acesta de închinare. Sunt copii care au fost aduși la binecuvântare aici. Ei n-au participat la construcția fizică a Betelului. Ei nu mai sunt chemați să participe la asta. Ei au chemarea lor, potrivit generației lor. Și ferici de cei ce înțeleg la vreme, în generația lor, lucrarea Domnului. Amin. Un al treilea principiu. O bună organizare. Pentru că o lucrare nu doar că trebuie începută la timp, trebuie terminată la timp. Și aceasta înseamnă să te implici, să fii dedicat, să știi să folosești aptitudinile spirituale, darurile materiale. Zidul a fost terminat în timp record. De ce? Pentru că lucrările au fost conduse foarte bine de guvernatorul Nemia. Știți că au fost oameni care au vrut să abandoneze lucrarea? Dacă lăsa Nemia după ei, se prășteau și pietrele care le puseseră până în ziua aceea, una peste alta. A fost necesar să fie bine organizați, cum am citit din capitolul 4, cu arma în mână. Au avut oameni care i-au informat asupra acțiunilor dușmanului. Au apărut probleme de ordin material, familiile aveau și alte nevoi, trebuiau să-și întrețină fiecare copii. Și dacă nu era o bună organizare, nu se pot face lucrări la vremea lor. Aminteam de reviste. Degeaba am avea noi inimă să tipărim, degeaba am avea niște bani, dacă nu s-ar colecta articolul la vreme, dacă nu ne-am trimite la poștă la vreme, că nu s-ar face la timp. E foarte important ca lucrarea să fie bine organizat. Efortul înțelept este pasul al doilea după un start optim. Ca să putem să finalizăm cu bine o lucrare, să fie terminată la vreme. Să citim din capitolul 4, de la versetul 16, Cartea Nemia. Din ziua aceea jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate din armată cu sulițe. Altul poate ar fi spus, toți la lucru. Nu, e înțelept, unii la lucru, alții de pază. Versetul 19, am zis mai marilor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi de parte unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde ți-a văzut. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Și așa lucrarea s-a terminat la timp, dar altfel rămâne nefăcut. Dumnezeu să ridice oameni isprăviți, care pe bună dreptate se pot fi numiți ispravnici. Cum apare termenul Noul Testament, hai să citim din 2 Corinteni, capitolul 6, cuvintele Apostolului Pavel care scria
Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fii primit în zadar harul lui Dumnezeu. Deci ai primit harul, dacă nu lucrezi, devine zadarnic în timp. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să fie defăimată. Și acum aici apar greutățile slujbei. Lucrările făcute la vreme presupun efort, osteneală, multă. În toate privințele arătăm că suntem niște vreți slujitori al lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniți, în răscoale, în ostenire, în vegheri, în posturi. Numai așa se poate. Oamenii fricoși trebuie trimiși acasă. Și cei leneși nu sunt buni la lucru. Cum zice înțeleptul în cartea Proverbe, am trecut pe lângă via unui om leneș și fusese început un gard. Fusese semănată via, dar nu s-a ajuns la culesul roadelor. N-a știut că lucrurile trebuie făcute la vremea lor. Așa este scris acolo în Proverbe, capitolul 24, versetul 27. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește lucrul câmpului, apoi apucă-te să zidești casa. Că muncile agricole au sezon și dacă nu le faci la vreme, degeaba o să semeni tu când ai timp. La timp și degeaba ai semănat dacă nu te ții de cultura aceea, ca să poți și ajungi să culegi. Și un al patrulea și ultim principiu, realizarea unei lucrări la vreme potrivită oferă o împlinire, o bucurie, o satisfacție deplină. Atunci te bucuri fără rezerve, când ai înțeles chemarea divină și când ai reușit să duci lucrarea la bun sfârșit. Să citim aceasta din cartea Neemia, capitolul 8. De la versetul 12. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult. Versetul 14. Și au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise că fiul lui Israel trebuia să locuiască în corturi în timpul sărbătorii din luna a șaptea. Și au zis, gata, mergem și aducem ramuri și facem corturi. Dar nu se mai făcuse așa ceva, scrie aici în versetul 17, din vremea lui Iosua, fiului Nun. Da, ascultați ce scrie în finalul versetului 17. Și a fost o foarte mare veselie. Când e foarte mare veselie? Când sunt lucrările făcute la vreme, începute și terminate. Numai așa ne putem bucura cu adevărat. Tot Neemia, capitolul 12. Inaugurarea porților, finalizarea zidului de la versetul 27. Și citim finalul versetul 43. În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie. Căci Dumnezeu dăduse poporului său o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigăte bucurie Ierusalimului se auzeau până departe. Când te bucuri pe deplin? Când ai făcut lucrarea la vreme. Dacă nu, nu se rămân decât regrete. Așadar, fie în plan spiritual, fie în plan material, cum scrie în Galaten 6, să facem bine cât avem prilej, că să ne putem bucura și aici, și apoi în eternitate să ne bucurăm de răsplat. E foarte important să faci lucrarea la vreme ca să te poți bucura. Să ne amintim de o altă lucrare tot din vremea aceea, chiar dacă n-a fost în țară, a fost în Susa, evenimentele în jurul Esterei, a lui Mardoheu și a lui Haman. Au postit la vreme și zice Mardoheu, cine știe dacă nu tocmai pentru o vreme ca aceasta ești tu aici? Au înțeles vremea. A fost optim momentul în care i-a spus împărăteasa cererea la împărat. Cel mai potrivit moment. A fost o bucurie, s-au stabilit de atunci două zile de sărbătoare. A fost numai bucurie și veselie. Că au înțeles vremea și lucrarea s-a făcut la timp. Toți oamenii vor să se bucure, dar bucuria e la urmă, nu e la început. Așadar, să nu uităm, când Dumnezeu vrea să ne miște inima, să-L lăsăm să lucreze. În fiecare generație El vrea să lucreze.
Dar trebuie să avem o bună organizare și în final vom ajunge să ne bucurăm că lucrările s-au efectuat la vremea lor și nici bucuria nu va întârzia. Încheiem afirmând că orarul fiecărei lucrări de sub soare e stabilit de planurile divine. Așa cum scrie în Eclesiast, Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Iar cei călăuziți de Duhul Domnului se încadrează în orarul și voia Lui Dumnezeu. Așa am citit și recitesc din Neemia, capitolul 6, versetul 16. Dumnezeu are un orar pentru fiecare lucrare. Finalul versetului. Și-au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Dar cum să avem noi parte de lucrările care le-a rânduit Dumnezeu în planul Său? Două lucruri trebuie știute și practicate. Trebuie să cercetăm profețiile. De unde a știut Daniel că se apropie vremea? Din cărți? Ce a făcut când a citit în cărți? S-a rogat. N-a spus, se împlini 70 de ani, mă pun și eu așa ca Iona de o parte a cetății să văd, se împlinește ori nu se împlinește. Depinde ce se împlinește. De aceea e foarte important să citim mesajele din Biblie și mesajele profetice care Duhul Sfânt are pentru noi. Și să ne rugăm, așa cum a procedat și Daniel, și citesc din Daniel capitolul 9 de la versetul 1, asta e partea noastră, ca lucrările să se facă la vreme potrivit planului lui Dumnezeu. Versetul 3, și cercetând deci, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenuș, adică insistând, stăruind. Să ne ajute Domnul să fim pasionați de cercetarea lucrărilor Lui, ca să le putem aștepta, efectua și urmă bucura de ele. Și în ultimul rând să reținem, și despre asta vom mai vorbi în lecțiile viitoare, lucrările efectuate la vremea lor au nevoie de oameni potriviți. Aici au fost câțiva oameni de valoare, Neemia, Ezra, Zorobabel, Iosua, proroci, Hagai, Zaharia, Maleahii mai târziu, care le reamintește evreilor adevărurile sfinte, dar a fost nevoie și de popor. 40.000 câți au fost, dar li s-au asociat. Alți poate câțiva mii care s-au întors cu Ezra. Popor care a fost gata să pună mâna, să plece, oameni dedicați lucrării, ca lucrările să se facă la vremea lor. Să ne ajute Domnul să fim printre ei, ca în urmă să avem o bucurie deplină. Amin.